Polițiștii gorjeni au venit în sprijinul pacienților care au nevoie de transfuzii sanguine și au desfășurat o campanie de donare de sânge. Așa că astăzi, sala de recoltare a Centrului de Transfuzii Sanguine din Târgu Jiu a fost plină. Angajații unității au fost bucuroși să vadă că încăperea s-a umplut încă de la primele ore ale dimineții, iar stocul de sânge a fost refăcut. Este criză în continuare de sânge, iar conducerea centrului face apel la oameni să-și ajute semenii la nevoie, mai ales acum în preajma sărbătorilor de iarnă. Gest umanitar făcut de angajații Inspectoratului de Poliție Gorj, oamenii legii au răspuns apelului Centrului de Transfuzie din Târgu Jiu și au venit astăzi să doneze sânge. Participarea la această acțiune a fost benevolă, polițiștii înțelegând că în acest mod pot salva viața semenilor lor. Conducerea centrului spune că este o perioadă dificilă, sărbătorile de iarnă vin cu o mare nevoie de sânge, așa că se bucură că oamenii au înțeles importanța acestui lucru și au venit într-un număr mare să doneze. În sfârșit putem spune că ne bucurăm de campanii frumoase. Aceste sărbători au venit cu donatori mulți, donatori extrem de implicați. Astăzi, după cum vedeți, avem acea campanie anuală de care profităm și noi și toți pacienții din Gorj a Poliției Turceni. Vin în fiecare an în această perioadă, toți periodic și donează sânge pe toate grupele de sânge, ceea ce ne bucură nemaipomenit. În aceste zile ne-am bucurat și de mulți donatori care au venit să ajute. Nu numai ca aparținători, vin din proprie inițiativă și donează sânge. Stocurile noastre s-au mai remediat în aceste zile, cu toate că în continuare noi avem nevoie crescută de zero negativ și de AB pozitiv. Sunt pacienți mulți pe aceste grupe cu nevoi crescute, în special de masă trombocitară. Momentan facem față, fiindcă în fiecare zi se prezintă donatori din aceste grupe, dar pacienții sunt mulți și cu nevoi crescute. În continuare avem nevoie de aceste grupe. Și așteptăm pe toți să vină la donatori. Donatorii pot veni să doneze și de sărbători, e centrul funcționând de după programul normal. De sărbători vom avea program normal, după cum știți, Crăciunul pică în weekend, deci nu vom avea nicio zi închisă, doar sâmbăta și duminica, în care ne vom bucura fiecare alături de familie și de marea familie a donatorilor. În rest, cei care donează sânge primesc pe lângă bonurile valorice de masă și un set de analize gratuite. Mai mult, donatorii primesc și un voucher în valoare de 100 de lei de la un supermarket.